Bine v-am găsit, oameni buni, într-un nou episod din Genshin Impact. În episodul de astăzi vreau neapărat să vedem ce vine cu sezonul, mă rog, nu sezonul nou, cu varianta asta, cu noul banner al lui Klee, dacă merită să încercăm, dacă am cheltuit ceva, deși, mă rog, nu e neapărat o surpriză, deja știți că nu mai am Primal Gems de cheltuit, am mai adunat eu un pic între timp, dar nu am Primal Gems de cheltuit pe bannerul lui Klee, dar dacă totuși îmi pare rău că n-am sau nu îmi pare rău, urmează să vedem ce e pe bannerul lui Klee, dacă merită, ce părere am și să vedem și ce-i eventul ăsta nou. Wow, stai că avem aici niște chestii. Bun, avem Midsummer Island Adventure, Echoing Tales și Test Run. Ok, hai să începem cu Test Run-ul. Să vedem cele trei caractere care sunt în Test Run și anume Fischl, Sucroză și Klee. Pe Sucroză o am deja. În principiu nu știu neapărat dacă m-ar interesa bannerul ăsta chiar atât de mult, da, e destul de tare Klee, dar am deja un caracter de foc, nu mai am Primal Gems, asta e viața. Dar hai să vedem dacă e șmecheră tipa asta, deși am impresia că eu la un moment dat am mai testat-o. E interesantă. Puterea asta e șmecheră, dar nu știu dacă țineți minte. Parcă am zis că place mult mai mult Barbara din punctul ăsta de vedere, pentru că Barbara, nu Barbara Man, Beidou, mă gândeam la B. Pentru că Beidou, evident că are sabie, n-are arc. Nu sunt fan al caracterelor care n-au sabie în mână. Nu știu de ce. În jocul ăsta cel puțin. Nu știu care e șmecheria. Dar Fischl la nivelul ăsta e destul de șmecheră. Puterea e interesantă. E un caracter interesant. Dar nu pot zic că-s fan. Nu-s fan. Fischl. Bun, stați să... Bă, stai că avem o grămadă de chestii aici. Shop. Outfit. 1350 de... Dar ce-s astea? Cum pot să fac rost de astea? Liniștiți-vă, băieți. Nu. Nu ne băgăm. Character outfits. Friends. Stai că am și o cerere de friends. Ce Zara, ok. Ia să vedem la notice astea. Ce am aici? Dear travelers, bla 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 bla, ok. Versiune 1.6 a fost updatată. Avem niște... new character coming soon. Kedehara Kazuha, care o să fie de vânt. Interesant. Așa, ok. Astea s-au datate. Cine a dat mail? Niște prăjitură. 300 de Primal Gems. Oh, 600 de Primal Gems, guys. Nice, nice, nice. Bun, să revenim la test run-ul nostru. Bune și astea. Hai să vedem Sucroz. Băi, să... Mie nu mi se pare slabă Sucroz. Nu e neapărat pe filmul meu, dar nu e slabă. Probabil dacă aș fi upgradat-o mai mult, ar fi fost și mai șmecheră, dar îmi place de ea. Doar că deja sunt prea mult băgat în sistemele astea de gheață, electricitate, bla bla bla. Și atunci, na, în fine. Lisa. Lisa, sincer, nici la nivel 80 măcar nu mi se pare atât de șmecheră. Nu știu de ce, deși e urâtă ultima asta pentru dușmani, dar nu mă încântă. Nice, nice, ultimata lui Sucroz e ce trebuie, guys. Cine ăsta aici înghețat?
Hai să-i dăm o ultimată pe final, așa. E tare, e tare, Sucroz, îmi place de ea. Exit stage, sunt curios să Klee. Hai să vedem, deși pe Klee, nu știu dacă țineți minte, dar parcă am mai testat-o la un moment dat. Am ceva, nu știu ce. Bun, am mai testat-o la un moment dat și am zis că nu era, nu mă dădea chiar pe spate. Dar nu mai țin minte de ce am zis asta. A, de asta. Pentru că e un fel de Barbara, dar pe foc. Adică Barbara dă așa, ea dă cu bombe. Și eu îți fan săbii, da. Bine, ce-i drept? Man, tati. Dintre toate caracterele de foc pe care le-am văzut până acum, asta dă damage, man. Deci asta când îți dă o white de viața mea, e overpower grav. Mi-ar plăcea să am. Mi-ar plăcea să am. E, băi, e puternică rău, Klee, mi-ar plăcea să am. Chiar dacă, recunosc, uite, chiar dacă nu are săbii, e foarte puternică, doar că mie recent mi-a picat un caracter de 5 stele. Mă îndoiesc că o să mai dea alt caracter de 5 stele, dar Klee e genială. Hai să vedem ce avem aici la event details. La ăsta cu unlock after. Uite, putem să facem chestia asta. Stai, eu nu mi-am făcut alea zilnice, ok, da. Dar unde sunt aici? Stai că... Da, sunt în bancă. Eu sunt în bancă acum, în liue. Unde trebuie să ajungem? În Mondstadt. Aici, la Cava. Hai să vedem ce înseamnă questul din prima zi. The Genshin. Bă, e superbă, Klee, guys. Dacă aveți Primo Gems... Bine, până la urmă, știți ceva? Contează foarte mult să vă placă și să fie pe stilul vostru. Nu contează că e caracter de 4 stele, de 5 stele. Sincer, astea pentru mine sunt prostii. Contează că dacă îți upgradezi foarte bine un caracter de 4 stele, poate să fie mai bun decât altul de 5 stele care nu e upgradat perfect. Atenție, că dacă îl upgradești pe ăla de 5 stele foarte, foarte bine, na, mă rog. Dar contează să fie pe stilul vostru, contează să vă placă, despre asta e până la urmă jocul. Hai să vedem ce înseamnă questul ăsta, ce... Oh, ne întâlnim cu Klee. Ok. Am primit o scrisoare. Deci e un quest cu Klee. Bă, adevărul e că îmi plac questurile cu Klee pentru că ea e super drăguță și e super dulce când vorbește. Chiar și așa. Mă știți deja că dau skip la dialoguri. Da, Klee e printre cele mai dulce personaje. Eu am pe Cici, de exemplu, dar Cici nici nu se compară cât e de dulce pe lângă Klee. Mi-ar plăcea să am o echipă de pitici, sincer. Să fie niște piticuțe de astea la mine în echipă, ar fi superb. Vă zic sincer, știu că e și Barbara pe bannerul ăsta și deși mulți ziceți că Cici e un healer mai bun decât Barbara, depinde de situație, da? În momentul în care ai deja două constelații pe Barbara, dacă reușești să duci la 6 constelații, bine, e mai greu, dar Barbara are rolul ei, dacă e upgradată, e și ea bună. Pentru că Cici dă heal când face damage. Dar când își dă Barbara cât un Q și dă heal la toată echipa, eu zic că se cam simte. Bun, unde trebuie să ajungem? Trebuie să ieșim. Trebuie să investigăm ceva, am dat pe loc de... deci, eu zic că... Nu... Don't sleep on Barbara. E și ea șmecheră. Fiecare are...
ale lui. În anumite combinații e și Barbara Schmecker. Momentan îmi place să am în echipă până reușesc să upgradez foarte mult pe Cici. Când e vorba de double damage, da, clar, o aleg pe Cici. Dar momentan Barbara îmi dă mai mult heal decât Cici. Pentru că Barbara e la 60, Cici e la 40. Că nici n-am prea avut timp să o upgradez și nici nu cred că o să am în curând. Deci momentan o să mă chinui cu ea la nivel 40. Dar îmi place să am cât mai multe caractere pentru că te ajută când mergi în abis, unde trebuie două echipe. Și atunci e genial să ai încă un healer în echipă, Cici să fie pe... într-o echipă să dea heal cât poate, Barbara să fie în altă echipă să dea heal cât poate. Deci fiecare caracter e util și bun în jocul ăsta. Contează să jucați cu ce vă place și cu ce v-ați obișnuit și cu ce caractere v-ați upgradat. Sincer, eu vă zic că dacă vine cineva cu un traveler cu caracterul ăla de bază, pe care nimeni nu-l cam bagă în seamă și e super upgradat, ne distruge pe toți. Contează să ți-l upgrade suficient de mult și de stilul de joc și bla bla. Ok. M-am luat atac cu poveștile, vă zic sincer, nu știu care e povestea. Nici nu sunt foarte interesat, nu știu de ce. Nu-s chiar nu prea scurios de povestea eventului. Vreau doar să-mi dea reward-urile care sunt destul de consistente. Ok. Păi, dar e așa dulce, Clee. Ok, hai să ne învârtim, să mergem în bibliotecă. Băi, e interesant că questul ăsta o să fie în fiecare zi, deci o să dea niște reward-uri interesante. Ăla cu Hilichurch, care a fost săptămâna trecută, a fost destul de enervant. Mai ales când trebuia, nu știa exact, nu, aoleu, iar ăsta. Când nu ghicea exact ce tâmpenie vrea să-i dai. Că voia el un aliment neapărat. Nu, îi trebuia orice. Bun, hai să vedem Lisa. A, deci o să trebuiască să ne batem cu Clee. Which is nice. Adică cu cât pot să mă bat mai mult cu Clee sau cu Clee, cu atât sunt mai fericit. A, nu pot acum că fac misiune. Și stai că acum am un world join request. Mi-era setat la un moment dat pe auto și mă trezeam că făceam o misiune, o filmam, sau mă trezeam că voiam să fac ceva și eram plecat la calculator și veneau oameni, dădeau join automat pe mine. Oameni care n-aveam absolut nicio vină, că era vina mea că lăsasem așa. Dar îți dai seama că nici nu eram atent. Și dacă eram într-o misiune, clar trebuia să ies de acolo și oamenii intrau, eu ieșeam. Mă simțeam prost, dar ce să fac? Ok, am găsit harta. Unde o fi aia?手紙の裏にあった情報もはっきり島がたくさんある。海に浮かもしかして。パイモンちゃん。どういう意味?私はこの図書館にある蔵書を荒らすと霧で覆われた。何年か前にある門戸の船体がそう離れているようには見えなかったのに。残念ながら、リサさん、私はただの年くれ。とても怖い人だとしてもその島に行きたい? バダ、え、スーパードルチェクレ。だけど、トドコは大切な家族だもん。だからクレ、お休みを取れ。お休みを取らないと、お休み?クレは騎士だよ。
それに陣団長が言ってた。今からもう休みを取るのか。でも可愛い子ちゃんの顔を見た感じ、心当たり陣から休みをもら。Ok, hai să mergem cu Cles, să vedem... Aha? Ah, cred că trebuie să ies de aici. Ah, mergem la Jin în birou? Oh, Barbara, salut, dragoste mică! Cure, toate suru cara, o iasumi o toritai no! Cure? Sore ni tabibito to paimon made. Konnichiwa! Hisashiburi da ne! バーバラがここにいるなんて珍しいな。そんなことない。クレ、休みってどういうことだ。クレ、近隣五軍島に行ってドド大魔王と対決するの。じゃないとトドコがさらわれちゃう。大魔王がトドコ？あのね、大魔王がクレをトドコの家族とは認めないって手紙を送ってきて、クレ家族ってこと証明してみせる。栄誉騎士のお兄ちゃんもクレを手伝ってくれるんだよね。Yes, yes. パイモン、これは近隣の軍隊なんて聞いたことがない。どこにあるんだ？私も初耳。クレも聞いたことない。でもリサお姉ちゃんが言ってた。きっと知ってる人がいるって。リサも知らない場所なのか？そうか。旅人がそういうのなら存在するんだろう。さぞかし神秘的な場所なのだろうな。ただ申し訳ないが、セピロス騎士クレイの外出申請を許可することはできない。アイメン、でちぇしボランチエ。クレイ行かなきゃダメなのに。たとえ軍刀がどこかに実在していても、安全確認ができていない以上、アイメン、ラソケコミーナ。やるんシグランザ。Ce mă enervează, băi, boulangerie, Jin asta. Jin, boulangerie. Cure. Sore ni, dou yatte guntou made iku tsumori da? Anzen na hōhō ga mitsukaru made, kyōka. Eiyokishi. Soto ni. Barbara nebună. Shima ni iku hōhō tte aru no? Oira mo, aitsu nara shitteru. Wendy? 不思議な幻影詩人、クレイを助けてくれるかな。あいつはオイラたちの栄誉騎士のお友達なら大丈夫だね。栄誉、それならこうしよっか。私がジンクレイ、私を信じてくれる？うん、よかった。じゃあ明日の午後に大聖堂。頼もしい。オーケー。スタイルもセコンドかよにしてくるせいちゃ。Că știu că străluceau în timp ce... Da, 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 da. Nice, 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 nice. Bun, am făcut și un achievement. Nice. Wait until the next day. Între 12 și 18. Oare aici sus era ăla, că nu mai țin minte. Da, aici era sus era. Trebuie să derulăm o zi. Bun. Mai trebuia o zi. Nu, cred că mai trebuie auzi. Ba nu, mă, cred că e bine, cred că e bine. Stai, 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 stai așa, stai așa. Nu, nu e bine. Derulăm până la 10, o zi, după care mai derulăm 2 ore, că mai mult nu mă lasă, că deja e...
時間だな。広場でバーバラとクレイを探そう。Perfect。Ah, uite, opa. Uite aici. Oh, toți mai adunat. Mina, cot Eiyuki no ni. Ia. Hanasu to Barbara to Lisa no hanashi o kiite wakattan da. Watashi no ishi to wa kankei. Kurei no seikaku nara私たちもよく知ってる。セピロス騎士クレイ。でも条件があるの。その代わり、私も君たちの旅に同行する。騎士団の執務はガイアに一任してきた。最近はいろいろと忙しく、席を離れだから。もちろん。おねえ、あ、神団長に私も一緒の方考えよ。ビネシバーバラガイズ。神団長、ありクレイ。いつもそう言うが、今回は特に気をつけるんだぞ。そうだ、君たちと一緒に旅をすると聞いて、リサがこの服。新たな道？リサは島に着くまで袋を開けてはならないと。さすがリサさん。それじゃあ次は詩人さんを探せばいいのかな。よし、早速風立ちの地で。 OK、mergem până în Windrise。 Bă, ce tot apăs, mă? Nu știam ce sunt chestiile alea mob, dar am uitat că eu nu mi-am făcut daily quest-urile încă. Salove! Fii mi-ar scârbă de voi! Saloventi! そんな大勢で押し寄せてどうしたんだい？これが軍と。なるほどね。よかった。今は金リンゴ軍刀って名前なのか。昔は向かい軍刀だった。一年を通してずっと嵐と霧に包まれていて。というか大魔王に会いに行くんだよ。ちょっとだけ。銀遊野郎のお兄ちゃんか。おい。大丈夫。君がそう願うのなら本当にいいの？もちろんだよ。だって子供の願いは。綺麗なライアーの音色。ちょっと待っててね。これは。うおー、メルジェンペドラゴンガイズ。これは僕たちだけの秘密。誰にも教えちゃダメだ。私風主語？親愛なる詩人、君のなーに、お気になさらずに。ではどう。Bă, băiatule, cât de tare e asta. Nice. ここまでだ。この先は我も同行が難しい。持った伝説の神団長も適当なこと言うんだな。すごい人なんだね。しかし霧が濃いせいで視界が悪いな。気をつけた方が。旅人パイモン、オイラ覚えてるぞ。悪しき本ドドコと共に四つの明かりを。そういえば確かに、よまさかこの層ポケットワープポイント四つのすでに一つ。ん、あれなんだろう。おい、勝手に走っちゃう。おい、早く追いかけよう。この下に何か。もっと近くで。
Ce e aici, man? Wow. The Wave Rider is a very mysterious waterborne vehicle that can be summoned to escape or to side. Okay. Unde suntem? Man! Da, unde trebuie să ajungem? Trebuie să, cred că trebuie să mă țin după astea. Aha. Dar cum mă dau jos de aici? Nu mă... Nu știu cum să mă dau jos de aici. Da, nu cred că are rost să bat capul acum. Hai să mergem la următorul beacon și vedem. Că nu știu cum să mă dau jos. Nu știu cum să mă dau jos din ăsta. Eu cred, sincer, că la astea trebuie cumva să... Cum te dai jos din așa ceva? Că nici nu știu. Pe space. Bun. Înseamnă că trebuie să mă întorc de unde am venit și să-i bat pe aia. Unde e ăla? Dar nu cred neapărat că... Asta poate fi distrusă? Nu. Deci, nu trebuie neapărat să mă întorc. Adică, da, ai niște chesturi, dar... nu te ajută neapărat.
Nu știu dacă e bine ce fac, că nu-mi dau seama. Sunt un pic confuz. Cred că aici e prima locație unde trebuie să ajung. Aici sus. Ah, ce mă disperă când trebuie să mă urc pe de-astea. Nu mă pot, că țăra, mă. Am observat o chestie, când dau E cu Barbara și dau damage altora, chiar dacă nu caracterul meu nu mi-e pus pe alealte, le dă heal. Bun, trebuie să fie un far aici, undeva, pe care eu trebuie să-l aprind. Nu pare a fi nici ăsta. Oh, mai sunteți? Iar zi a nai. Dar problema e că ok, bați pe ăștia, ei comoară, da. N-am aprins niciun device de ăla. Și asta e o problemă. Trebuie să fie aici pe undeva, man. Nu știu unde. Aici sus nu e. Că doar de aici de sus vin. Nu înțeleg unde e aia. Toki ga sugiru no wa atto kore ga nanika tori nuke. Okay. Bă, ar trebui să aprind astea? Lemnele astea? Nu știu dacă a mea e bine. Chiar nu știu dacă... Ia stai așa. Da, nu, că nu mă ajută nici aia la nimic. Aaaa, ce mă enervează. A, bine. Eu de asta de teleportare aici.
mai sus. Ia. Sper că poate trebuie astea să le deblochez. Astea de teleportare și atunci sper că la asta se referă. Problema e că sunt, nu știu dacă ați văzut, dar pentru fiecare zi sunt chestii de genul ăsta. Deci dacă în fiecare zi trebuie să fac chestia asta, eu să nebunez. N-am timp chiar oră în fiecare zi să aprind toate astea până dispare eventul. Bine, adevărat că poți la un moment dat într-o zi să le faci pe toate când se mai adună, când se deblochează toate și na, în weekend să, da, așa, asta ar fi o idee, dar... Bun. Hai, încarcă-te viață. Ia să văd, oare la asta se referă. Da, deci astea trebuia. Ăla e în spate, e deblocat. Eu am trecut pe lângă astea două. Poate nu aia era ordinea. Na, nu știu. Unde mi-era barca? Hai să luăm comoara. Pe lângă o comoară am trecut că nu știam cum să-mi folosesc instrumentul. Dar acum știm și le luăm pe toate pentru că ne dau nivel comorile. Nu e mult, dar te ajută. Adică e mai bine decât nimic. Mai e unul sus. Ce mă disperă ăștia care stau pe de-astea de nu pot să ajung la ei. Patru șapte se adună. E și ăla un pic de damage. A, nu, 47 e damage-ul pe care le iau eu de la ceva foc. Un XP 20 cu 20. Contează. Unde mi-era barca? Pe aici pe undeva. Unde am lăsat-o? Ajung până acolo, oare până fără să mă nec? Până acolo n-ajung, dar ajung până aici. Bun. Aici mai erau chestii de luat, cred. Bun. Hai odată, ieși de aici. Bun. Sper că mergem bine. Dacă mergem în stânga și jos, le-am luat pe astea, la alte și ne întoarcem la Pudding Island. Ceea ce e ok. Yeah.
Bang, bang, bang! Surpriză! Un pic de moarte, vă rugăm, mulțumim! La mulți ani! Mai e ăsta aici. Îmi pare rău de chestul ăla pe care l-am lăsat în urmă, dar cred că am mai lăsat și altceva în urmă. Asta a fost numai camăn. Unde mi-e barca? Bă, unde am venit? Pe acolo? Ok. Hai să ne continuăm le drum. Bă, e genial eventul ăsta, îmi place maxim. Mergem bine? Da, ne apropiem de Broken Isle. Cred că asta e aici. Da, e asta din față. Bang, bang, bang! Oare unde mi-am lăsat barca iar, că iar nu mai văd. Uite aici. Tot în jos trebuie să mergem. Stai că de acum sunt un pic confuz. Dacă merg așa, nu cred că pe aici. Ba, teoretic. Sper că merg bine. Opa. Ceață deja aici, nu e ok. Ne apropiem, dar nu cred că e asta din față, dar aici e un chest. Pe care e bine să îl luăm. Asta vreau să scap prima dată. Ăla-i mort.
そこ。はあ。よっ。行くぞ。許さない。諦めて。Mi se pare super șmecher că dacă îi arunci în apă, genii sunt morți cumva. Adică mor. Da, pentru un cam încet nu știu sigur neapărat dacă a meritat, da, în fine. Pe aici ar fi drumul teoretic. Dar nu cred că vin bine. E asta din față. Bun. Ah, asta e Wave Rider, nu e. Bang, am deblocat tot. Trebuie să ajung acolo, dar ne putem teleporta până acolo. Which is okay. It is good. Yotsu no akari wa subete tomoshita. 気を抜いたらダメだってわ。クレ、おさクレ、ここはモンド城。うん、パイマンちゃん、ドド大魔王。いいぞ。ドド大魔王。ああ、私もこの地は初めてだからな。それ突然の手紙に、常人ではたどり着けないよ。確かに怪しいな。この辺りをた。パイモンの言う通りだ。見たことも聞いた。そうだ。Deja am curățat, în afară de o mică insuliță, am curățat eu tot de pericole. A, e complet questul. Ok, toate sunt in progress. Go to challenge. Păi da, go to challenge. Acolo. Dar închide-te și lasă-mă să merg acolo. Stai că barcă. De unde chemam barca? Uite de aici. Bun, presupun că doar în prima zi durează atât de mult până deblochezi toată zona, că după aia poți să mergi liniștit. În fiecare zi presupun că îți dă o zonă de asta nouă unde trebuie să ajungi.
În cazul de față, azi e asta. Trebuie să colectăm chestiile alea albastre, din ce am înțeles. Ok, hai să vedem. Bă, dar sunt tare ăștia, măi. Da, mai și pici. Nu vrea să pice. E și urât că sunt părțiți aici pe toate tâmpenile astea. Bun, stați așa, eu trebuie să colectez astea. Cum le colectez? LOL. Cred că la sfârșit oare? Ia. Că de putut nu pot așa. Bă! Hai să distrugem... Nu, stai să merg la ăștia prima dată. Că mă disperă. Ok, mai e ăsta de jos. Numai că eu trebuie să colectez chestiile alea albastre, nu știu cum. Dar mă prind eu, sper. Mai sunt doi ăștia de aici. E urât să te bați aici, e urâtă zona. Challenge completed. Dar nu înțeleg cum e astea. Zicea că trebuie luate alea. N-am înțeles. A, următoarea e acolo. Rahat. Ok, hai să ne teleportăm. Bă, dar e mult de făcut aici. Nu ne dă pentru prima zi 30 de Primo Gems și 200 de scoici. Bun. Trebuie să ajungem. Stai așa, trebuie să chemăm o barcă pe care o chemăm de aici de undeva. De unde mă ăla de chema barcă? Să-mi bag picioarele dacă îl văd. Bă, unde e ăla, bă, de chema barcă, mă? Extraordinar. Cred că e în vârf de tot. Stai că aici ne putem odihni. Mă, dar e foarte lung. În fiecare zi îți dă câte 3 de astea? Îmi se par multe de făcut. Și stai că mai e o chestie pe care n-am verificat-o. Că mai e un event aici.
Asta e de teleportare. Și mai e de ăsta de bărci. A, de ăla de bărci n-am aici, prostul satului. Aoleu. Dar stai că dacă pot ajunge până acolo, pot chema de acolo barcă. O facem așa dacă nu merge altfel. No problemo. Bun. Hai să ajungem la ăsta. Poate cu barca, mă, trebuie să colectez astea, mai știi? Fii atent. Da. Normal. Și aici sunt 13 împărțiți în 7 direcții. Bum, 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 bum. Dăm cu spatele. Ah, dar fii atent că poți să le distrugi asta. Nu te mai bas cu ei așa pe rând. Ce chestie. Nu stai așa, că așa facem. A, nu, aici nu merge. Aici deja trebuie să mă bag cu ei, ok. Bună, l-ai caput. Dar dacă îi arunc în apă, majoritatea mor. Unii mai pic acolo pe lângă, dar majoritatea nu scapă. Ce ziceam? Ok. E făcută și asta și următoarea e acolo. Opa, invers. Da, asta are o bulă în jurul ei. Asta s-ar putea să fie mai grea de făcut. Ce face eu ăsta? A, dă una nea și mai șmecheră. Ok. Na, stai așa. Aici trebuie să dobor barrelurile alea ca să le distrugă. Opa. Hai. Mai sunt ăștia aici. Oh, alo! Stai că nu pot ajunge aici. Am o idee, dar nu, că nu pot sparge așa. Oare unde mi-e barca? Da.
Asta e așa. Da, mai am? Nu-s cam multe. Adică trebuie să 5 bariere de aia, 60 de inamici. Sunt multe de făcut. Ca să mai vorbesc de faptul că mai e un event pe care vreau să văd despre ce e vorba în Shino ăla. Unde suntem pe artă? Sunt multe, man. Bun, avem și aici o barieră de aia pe care trebuie să o distrugem. Mi-am luat și eu damage, opa. Te fata mea. Bine că te blochezi. Refuz să cred că-s blocat acolo. Acum am sfârșit. Nu! Ce urât! Ai, mi s-a dus barca în vârtej. Nu mai am barcă. Fii atent că eu n-am distrus ăla din mijloc. Era unul de la... Ba, nu, nu mai e. Ok, hai că mă descurc și... Momentan. Momentan și fără barcă. Am câțiva subă. Bun, și mai sunt aia doi acolo. Na, las foc dacă vreți foc. Bun, trebuie să ajung aici. Atunci hai să mă teleportez aici. Că mi-am pierdut barca. Opa, astăzi mergem până aici, că scurs ce asta? Mm.
Acolo ar trebui să trag cu o săgeată de foc sau ce? Nu știu, în fine, hai să nu-mi bat capul momentan cu asta. Hai să mergem la... Că avem un... avem un obiectiv de făcut. Tu 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 tu. Bun. Stai că ăștia ar trebui să mai aibă o barieră, dar cum le distrug pe asta? Nașpa cum trebuie să treci de pe una pe alta. Mai și picăm? Bărcuța. Trebuie să mergem unde? Eu cred că îți dă un infinit de astea până îți faci tu questurile. Așa? Hai să mai facem și pe asta și după aia vreau să mă mut pe eventul celălalt, că am înțeles ideea, am înțeles care e treaba cu ăsta. Nu-i mare filozofie. Cred că îți dă câte poți tu să duci și să faci. Atâtea te lasă să tot ăsta. 2000 de astea. Încă 4 și încă 2 trebuie să distrug. A, deci încă 2 de alea bariere. Shiny Float Slams. Ce-or fi alea? A, dar uite că am mai făcut... A, pentru că am făcut quest-ul ăsta încă 3000 de Primal Gems. Nice! 3000, wow! Wow! 30. Mai dăm două bariere de alea de vânt, că trebuie să mai distrug două de alea. Bun. Aici trebuie să facem totul manual, din păcate. くらえ!
Ca mai mor, mă. Mai e... Unde mai... Stai așa, că am mai făcut un challenge de ăsta. Ia să vedem ce mai avem de făcut aici în asta. Collect 2000 de float slam și două bariere. Deci în total încă 1468 de 4 ori trebuie să merg la încă 4 de astea ca să fie complet. Ok. Unde mi-am lăsat barca? Deci, wow, da, ai de mers. Deci la 10 de astea trebuie să mergi zilnic? Păi îți trebuie o grămadă de timp, bro. E foarte mult, mi se pare. Bun, deci noi mai avem 4 chestii de genul ăsta de făcut. Ia să vedem. Vai, că am rămas fără benzină. Trebuie să mai distrug două bariere de alea. Sper să mai găsesc, dar nici aici văd că nu sunt bariere de alea. Sunt numai baze de astea, sărăcii de astea. Na, mă simt dezamăgit. Da, pici, mă! Aici mai am ceva? Da, mai e aia ultima. 9. Na, hai! No, ai, man, unul mai aveam. Așa. L-am bătut cu aia. Nea. Nu mi-a dat. Trebuie să prind barieră. Uite, eu barieră aici în față. La ăsta. Ceea ce e ok. Am nevoie de barieră din aceasta. Distrugem pe asta și atunci mai rămâne o singură barieră. Bun. Hai să le distrugem și ăstora. Da, dacă le distrugi bazele, nu mai trebuie să tot sar de pe una pe alta, că rămâne una singură la final. Dar trebuie să faci asta de câteva ori până te prinzi. Și atunci te bazi numai în cerc cu ăștia. Yoku mite o. Cure sana.
Bun. Ia. Event details. Mai am o barieră și încă două baze de astea de mers. Ăsta e shop-ul. Pot să-mi cumpăr o coroană de asta cu 500, tot felul de chestii pentru casă, ceea ce e ok. Mai e și asta, dar asta îți trebuie Dodoco Tales, nu știu ce nebunie. Pot să cumpăr chestii interesante. Nu știu la ce mă ajută pălăria, dacă aia pare cea mai scumpă, sunt tentat să o cumpăr primul. Bun, avem barieră în față. Deci știm sigur că distrugem pe asta și mai avem încă una atunci. Sincer vă zic, n-am filmat pe green screen, că mă așteptam să filmez un video doar așa de 20 de minute în care îți vă arăt bannerul să-l testăm. Nu mă așteptam să fie așa șmecher eventul ăsta și să dureze atât de mult. A, vezi aici degeaba, sunt două baze de astea. N-am fost eu chiar prost, sunt două de astea de spawn aici. Oricât aș vrea eu să rămân doar pe una, nu poți aici, cel puțin. Trebuie să te primi dintre astea două. Bun, dar măcar e penultima și scăpăm. Uai, că mi s-a dus sabia fix în apă, man. Bun, și mai sunt aia de acolo. Barcuța, ești aici. Bun, mai avem una. Perfect, și am scăpat. Am făcut tot ce trebuia pentru ziua 1 de event. Partea bună e că măcar, chit că e super lung episodul, măcar știți și voi ce trebuie să faceți și învățați din greșelile mele ca să meargă mai repede. Sau și nu neapărat să meargă mai repede, dar măcar să nu mai stați să vă dați seama toate chestiile ce fiecare ce face. Ăștia ce cu ei așa aici? Da, în fine, hai să mergem că avem baza asta de făcut. Sunt curios dacă după ce o distrug încă mai dă baze. Eu cred că îți dă la un infinit baze de alea până, sau până, ori până strângi 2000 de astea, ori până îți faci toate questurile, tu poți să tot vii să dai în bazele astea. Nu, stai că nu vreau să pic în asta. Bun. Aia încă nu e distrusă, dar știți de ce nu e distrusă? Pentru că e ăsta de vânt care o ține. Că dacă le eliminăm pe ăsta, o să vedeți că dispare și bariera aia. Vedeți? Că mi s-a părut și mie odată că bă, am distrus butoaiele, nu mai aveam ce distruge acolo. Dar era... era ăla care controla vântul. Bun, voi mai sunteți? Perfect.
Vedeți? Mai am, deci îți dă un la infinit baze de astea de făcut până efectiv îți vrei tu, câte vrei tu să faci până îndeplinești toate astea. Dar de 10 ori trebuie să mergi minim, pentru că îți dă câte 200 și trebuie să colectezi 2000. Mă rog, dacă vrei să faci toate astea. Bun, mi-am făcut toate questurile. Aici nu mai avem ce să facem momentan. Putem să mergem în shop să cumpărăm de astea. Momentan nu o să cumpăr. Oricum nu știu ce să fac cu ea. Poate îmi ziceți voi în comentarii. Să vedem ce înseamnă eventul ăsta. Wow. Toki ga sugiru no wa attoyuma ja na. Oi! Saki ba. Obtained after collection progress reaches 24. Fii atent! Când ai 4 de astea, scoici, îți dă 60 de primogems cu 2 balade. Când strângi, deci la fiecare 4 de astea adunate, mai primești 60 de primogems. Și până ajungi la 24. Și când ajungi la 24, îți dă și un costum pe Barbara. Which is nice. Review outfit. Ok, e... îmi place mai mult outfit-ul pe care l-are acum, dar sunt 41 de zile, deci aveți timp. Asta nu cred că are neapărat vreun sens. Dar ca să ne dăm seama, aici arată că trebuie să găsim scoici. Asta are formă de scoică, da? Bun. Go to challenge. Observați. Uite aici. Bun, de fapt, hai să mă teleportez aici. Cred că trebuie să adunăm scoicile astea. Cred că astea scoicile pe care trebuie să le adunăm. Uite aici ar fi o scoică, da? Bun. Și mai e vreuna aici pe insulă? Cred că da. Stai să mă... Nu, nu, nu. Ba da, stai să mă teleportez aici. Ca să fiu mai sus. Mă disperă că nu pot să dau zoom aici. Ce nasol e. Trebuie să mai fie pe undeva pe aici vreo scoică, dar nu văd. Oare asta ce-o fi? N-am absolut nicio idee ce e asta. Bun, aici momentan nu îmi dau seama unde mai e o scoică. Azi mă teleportez aici. Și să văd... Trebuie să fie în capăt pe aici, pe undeva o scoică. Nu? Nu este. Posibil să le fi colectat azi pe toate? Aici sigur nu cred că am colectat. Nu, scoicile altcumva trebuie să arate. Stai să deblocăm punctul ăsta. Scoicile altfel arată. Eu acolo am găsit o scoică, dar nu, 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 așa e simbolul ălora de la Wave Rider. Scoica arată altfel. Nu cred că mai avem scoici azi. E posibil să-ți dea 3 pe zi? A, uite, la map. Ce tare, fii atent. Deci dacă dau la map, de aici sunt înapoi înteviat. Păi da, da. Cum mă teleportez înteviat? Aleg ăsta și aleg un teleporting point, înteviat.
Gen așa. Și așa revin la loc în lumea mea. Cred că da, cred că ăsta e punctul. Și dacă aleg asta și aleg un punct de teleportare, mă dă înapoi aici. Bun. Scoci momentan nu mai văd. Cred că 3 pe zi, asta ar fi limita. Deși e cam puțin, 3 pe zi ar însemna că în 8 zile puteți să deblocați costumul ăsta. Și 3 pe zi înseamnă că 3 ori în 11 zile. În 11 zile ar fi în total 32 de de-astea. Evenimentul durează 41 de zile, deci aveți timp. Dacă vă dă pe cele 3 insulițe, cred, în fiecare zi de alea, o fi ok, nu fi ok. Adică nu știu, uite, că e o insuliță, a doua insuliță, a treia insuliță, 4 insulițe. Deci am găsit numai 3 de alea. Pe prima poate nu fi fost. Numai pe cele trei... Na, în fine. Da, e ok. A, e animația de la Battle Pass, că e Battle Pass nou, da. Da, nu-s prea curios. Lol. A, da, pentru că nu mi-am făcut questurile zilnice. Da, de-aia am atât de puțin aici. Bun, vreau să văd totuși cum arată și bannerul. Că noi teoretic de asta ne-am apucat. Uite, am 3219. Nice. Ăsta e la fel, ăsta na, nu prea mă interesează pe mine. Da, o am pe Zucroz. Nu-s neapărat pasionat să o upgradez. Pe Barbara mi-ar plăcea să-mi pice o constelație. Da, na, mai mult aș investi în Cici și să fie ea super healer-ul în timp decât Barbara, deși e bine să ai doi totuși. Dar momentan aș investi în Barbara. Dacă mi-ar pica Klee, da, aș fi foarte fericit. Dar cu Primal Gems-urile mele pot 20 să, adică pot efectiv de bine, doar 15 mi-ar trebui, pentru că am cumpărat cu resturi de alea rămase de la, cu de-astea albastre, parcă astea care sunt 405. Am cumpărat Primal Gems-urile alea, dar Primal Gem, dorințele astea, wish-urile astea. Mi-ar plăcea, sincer, îmi place foarte mult de Klee și chit că nu se bate cu săbii, bombele alea, wow, sunt superbe, îmi place foarte mult. Mi-aș dori, sincer, dacă n-aveți un caracter de foc, mi se pare mai tare decât ce am eu în momentul ăsta, dacă n-aveți un caracter de foc, puteți da. După ea, eu nu prea am Primal Gems decât pentru două ture, adică pentru 20 de wish-uri și șansele să împice Klee sunt foarte mici în cazul ăsta. Sunt mici în general să-ți pici un caracter de 5 stele, dar rămite Klee. Na, sunt un pic tristuț, dar nu-mi pare rău că mi-am cheltuit Primal Gems-urile pe bannerul trecut, deși, adică până la urmă mi-a picat Cici și sunt fericit, deși acum dacă stau să mă gândesc, sunt fericit că mi-au agradat-o pe Barbara. Dar n-aveam neapărat nevoie de un caracter de gheață încă unul. Adică dacă era să aleg între un caracter de 5 stele între Cici și Klee, aș fi ales Klee. Că mie îmi trebuia atunci un caracter de foc și l-aș fi upgradat pe ăla, în cazul ăsta fiind Klee. Dar na, din când în când, n-ai ce să faci. E, odată la câteva bannere trebuie să stai. Nu, de fapt odată la câteva bannere trebuie să investești în câte un banner. Aia, fiecare cum își așterne. Nu sunt dezamăgit, neapărat nu-mi pare rău că am investit în caracterele în care am investit. More or less. Cel puțin în Barbara, sigur, nu? Dar da, dacă ar fi să aleg un caracter de 5 stele, ținând cont că n-am pe foc nimic, wow, Klee ar fi superbă, dar na, cam aia. În fine, bannerul merită să încercați, îmi place foarte mult, îmi place și nou event, e genial, durează destul de mult, mie mi-a luat o oră și ceva, hai să zicem că sărim peste prima parte cu bla bla bla, două ore durează să-ți faci toate alea, ceea ce e destul de mult,
Plus că mai e și questurile zilnice, adică dacă vreți să adunați toate alea, aveți de muncă în Genshin. Da, e mișto că există content, which is nice. Eu am fost Paul, sunt super curios care e părerea voastră despre nou event, ziceți-mi în comentarii. Like, share, subscribe și ne vedem zilele următoare. Nu cred că pot să filmez și restul de event, că e destul de plictisitor, adică nu prea are rost să filmăm restul de event, că nu mai e nimic aici interesant. În fiecare zi o să, ce, aceleași chestii pe care le-am făcut acum, nu e nimic wow. Dacă totuși vă doriți să filmăm aia, da, ziceți, nu cred că o să filmez, că ar mai fi una, două, trei. Dacă e ceva diferit, da, aș putea filma-o. Asta s-ar debloca mâine. Dar nu cred, cred că o să fie la fel în fiecare zi și, na. În fine, cam atât pentru azi. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat. Like, share, subscribe și vă pup. Ne vedem data viitoare. Nu știu cum se completează asta, dar o să studiez problema. Vă pup. Pa, pa. Numai bine.